Judecătorul Lia Savonea este noul președinte al CSM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat azi funcția magistratului pentru anul 2019. Lia Savonea și-a anunțat planul de bătaie pentru toată durata mandatului. Continuăm aceleași obiective începute încă din anul 2017. Să asigurăm independența justiției, să asigurăm o justiție mai funcțională, să rezolvăm chestiunile restante din justiție. Desigur, avem și ceva probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu limitele libertății de exprimare Mare și cu încălcări ale legii pe aici, pe acolo. E cazul să separăm odată apele și să demonstrăm că avem capacitatea de autoreglare instituțională, a declarat Lia Savonia. În aceeași ședință CSM a fost validat și procurorul Nicolae Andrei Solomon pentru funcția de vicepreședinte. La reuniunea plenului a participat și președintele Claus Iohannis. Mandatul conducerii Consiliului Superior al Magistraturii este de un an și nu poate fi răînnoit.